profesional vorbind, este atât de implicată și corectă, încât a ajuns să deranjeze pe mult. Lucia Olaru Nenati e un suflet nobil, izvorât din intersecția multiplelor talente care s-au cuibărit în trupul său. Am admirat permanent la Lucia Olaru Nenati modul cum și-a gestionat ideile. Puse una lângă alta, s-au transformat în cercetări făcute cu acribie, în poezii veritabile, în eseuri remarcabile, în fraze constructive, în cântece dedicate neamului său, într-un cult pentru Eminescu, într-o prefață la o carte, într-un cuvânt la o lansare. Îmi amintesc ce frumos scria Alex Ștefănescu despre Lucia Olaru Nenati pe vremea când acesta mai publica la România Literară. Mi-am notat câteva rânduri ale criticului din numărul 37 din 2008 ale revistei. Toate aceste informații revelatoare și emoționante, ca și mii de alte asemenea informații, se află într-un volum masiv cu caracter enciclopedic, publicat nu demult de o cercetătoare din Botoșani, Lucia Olaru Nenati, Arcade Septentrional. Autoarea are, după cum dovedește printre altele, chiar titlul volumului, un anumit patetism, ceea ce o face vulnerabilă într-o lume în care totul se relativizează și persiflează. Dar este un patetism autentic și în plus se bazează pe o competență impresionantă în ceea ce privește istoria culturii locale. Lucia Olaru Nenati nu se visează obsesiv în spațiile marilor culturi, așa cum se visează doamna Bovary în sălile de dans cu policandre de cristal din Paris. Ea are ceva din modestia copacilor, care acolo unde s-a întâmplat să crească, acolo înfloresc și fac fructe, acolo și întindă rădăcinile la adâncul pământului și caută substanțe hrănitoare, acolo îi protejează pe oameni de dogoarea soarelui. Vă amintiți cronica lui Alex Ștefănescu? Da, da. Citită de dumneavoastră în capăt, o savoare plus. Da, dar este o cronică excepțională făcută și mi s-a părut perfectă. O găsiți în numărul 37 din 2008 al revistei România Literară. Chiar merită citită. Arcade Septentrionale este rezultatul unei cercetări de peste 30 de ani și este asimilată unei lucrări strict academice. Se spune că pe unde a trecut Lucia Olaru Nenati a cercetat tot, așa că mai în glumă, mai în serios, circulă putala. Pe unde a cercetat Lucia Olaru Nenati nu se mai găsește nimic.